Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem în direct cu Arenal Doctor Constantin Rădulescu. Etapa 19 din Superliga României continuă cu confruntarea dintre CFR Cluj și Chindia. Acestei confruntări mai sunt doar două meciuri în afară de acesta, de disputat în etapa aceasta cu numărul 19, Argeș Rapid de la ora 19 și mâine FCSB Mioveni. Neguț încearcă să-l aducă și pe Căpușă pe această fază de atac, pierde Petrila ușor, Căpușă cade, Marian Barbu face semn că jocul poate continua, să vedem însă dacă va primi vreun semn de la VAR. Mie mi s-a părut că a alunecat acolo Petrila, e adevărat, dacă îi agață piciorul lui Căpușă, tot e penalt, iată, alunecă și apoi Camora pune, cred că, piciorul în față. Aici se va vedea, cred, mai bine. Nu cred că l-atinge în primul rând. Centrarea lui Deac, destul de puternică. Gol! Gol! Denis Colinger! 1-0 după 16 minute de joc. Fază fixă. Normal. Al 14-lea gol marcat din fază statică de CFR în această stațiune. Și dacă din punct de vedere defensiv Dan Petrescu spunea că nu-și mai recunoaște echipa, nu mai este CFR-ul pe care îl știe, la faze fixe CFR se îmbunătățește chiar. Iată, CFR deschide scorul într-un meci care ar fi putut să fie de metri de poarta lui Scufet. Neguț încearcă să salte pentru Popa. Mingea îl atinge pe Manea, cere un hands Neguț și Popa sugerează același lucru. Sunt convins că la VAR se vizionează deja faza. Ia să vedem. Ciprian Deac, Yeboah reușise să se desprindă de marcaj. O finalizare însă modestă. Petrila nu prea mai poate face față Chindia acestui pressing. Șut spectaculos al lui Petrila, respinge Căbuz, iar Toni Petra reacționează imediat și cheamă, cred, doi jucători de la încălzire. Frumoasă execuția lui Petrila. Mingea se ducea în vincul, parada lui Căbuz. Manea, centrare bună pentru Petrila, a doua șansă a lui Claudiu Petrila, a doua șansă mare în această partidă. Petrila încearcă să treacă în viteză, urmează centrarea, nimeni însă la bara a doua. Cam fault. De data asta cred că are dreptate Dan Petrescu. Îl calcă Tiberiu Căpușă. Da, lovitură de pedeapsă pentru CFR. Elan scurt al lui Cristi Manea. Execuție imparabilă. 2-0 pentru CFR cu 10 minute înainte de finalul meciului. Imediat Toni Petra face două schimbări. Ce frumos bate Manea. Neguț, de unul singur, Neguț caută șutul, este execuție foarte bună și respinge Scufet, șutul a fost oricum și deviat.
Neguț,